Lista de candidați a Partidului Național Liberal pentru primăria Giurgiu cuprinde persoane din toate domeniile de activitate, iar o parte din proiectele pe care le-au gândit pentru Giurgiu au fost prezentate în cadrul săptămânalei conferințe de presă. Liberalii știu cum pot fi create noi locuri de muncă, cum poate fi îmbunătățită calitatea învățământului giurgiuvean și ce trebuie făcut pentru servicii mai bune în sistemul de sănătate. Am lansat în 2012 un contract semnat pentru execuția acelui tronson de centură ocolitoare de la intrarea în Giurgiu, în dreptul fostei secții de plase sudate, până la VAM. A fost reziliat contractul ăla, că dacă l-a lăsat Beanu, nu poate fi pus în aplicare. Și așa se face că după 4 ani de administrație Nicolae Barbu, nici măcar 1 metru de centură ocolitoare n-a fost reabilitată, modernizată sau cum vreți să-i spunem. În multe alte orașe, dacă spune cineva că experiența mea personală este de nou luată în considerare, se mansardează blocurile ca soluție pentru a crea spații de locuit pentru tineri, spun eu, ca primă prioritate. Dar această mansardare vreau să o gândesc într-un parteneriat cu mediul privat, cu firmele de construcții din Giurgiu, care să aibă posibilitatea să folosească forța de muncă neutilizată, specializată, și să beneficieze din închirierea acestor spații de sumele de bani necesare pentru a continua un proiect care e obligatoriu, trebuie să se întindă pe mai mulți ani. Împreună cu echipa mea am reușit să stabilim un program pentru o bună administrare a municipiului Giurgiu, program care o să fie pus la dispoziția tuturor giurgiuvenilor începând cu prima zi a alegerilor, a campaniei electorale. Sunt convins că problemele pe care noi dorim să le rezolvăm în municipiul Giurgiu sunt cele dorite de cetățeni, pentru că de acolo le-am extras din discuțiile purtate cu cetățenii. Primăria nu are foarte multe pârghii în soluționarea problemelor din educație și sănătate, motiv pentru care căutăm tot soiul de situații care să ne ajute să soluționăm ceea ce se întâmplă în momentul de față în Giurgiu și să ridicăm cât se poate învățământul giurgiuven de pe ultimul loc din țară. Cred că înainte de toate trebuie să schimbăm ceva mentalități atât la nivelul profesorilor cât și al giurgiuvenilor, care nu mai văd educația și nu mai văd școala ca pe ceva esențial. Ne dorim înființarea acelui centru de excelență și este, aș spune, prioritatea noastră numărul 1. Este necesar acest centru de excelență pentru că avem copii dotați în județul Giurgiu și înființarea lui va fi posibilă cu sprijinul Consiliului Local și al Consiliului Județean Giurgiu. Aș face o singură referire la componenta socială a practicii medicale și aș devoala doar un aspect pe care îl avem inclus în domeniul sănătății, înființarea unui serviciu de ambulanță social. Este, dacă vreți, o manieră de a răspunde nevoilor giurgiuvenilor. Acest serviciu de ambulanță socială există în toate țările europene, în toate orașele mari și lucru pe care eu l-am văzut și am avut ocazia să îl constat chiar la una din vizitele recente într-un oraș din Germania, un oraș care se compară cu Giurgiu ca număr de locuitori, ca și așezare riverană Dunării, este vorba de Ulm. M-am săturat în primul rând și mi-e rușine ca, virgulă, toți prietenii care vin aici la mine să mă întrebe dacă nu cumva ne aflăm într-un ghetou sau la marginea orașului, eu locuind pe Alea Plantelor, în spatele aleilor. M-am săturat să mi se spună că principala atracție a Giurgiului este Ruse. Există planuri simple și planuri complexe pe care doresc, așa cum știu eu, prin respectarea procedurilor și decizii imediate, să aduc la cunoștința tuturor giurgiuvenilor faptul că au anumite drepturi în care pot interveni oricând prin transparența decizională asupra fiecărui proiect dezbătut
și inițiat de către consilieri sau de către primari. Programul pentru Giurgiu, gândit de echipa PNL, va fi prezentat giurgiuvenilor odată cu debutul campaniei electorale, cele mai multe dintre proiecte fiind concepute după discuțiile cu giurgiuvenii din toate cartierele. Declarațiile liberalilor din conferința de presă le puteți urmări în cadrul unei ediții speciale imediat după jurnal.